Ultima ei masă a fost o întreagă căprioară și era în drum spre o întâlnire cu un șarpe mascul atunci când a fost prinsă. Este cel mai mare piton capturat vreodată în Florida. Conform Digi24.ro, cu o greutate de 98 de kg și o lungime de 5 metri, femela de piton birmaneză a fost prinsă după ce cercetătorii au folosit un mascul de recunoaștere pentru a o găsi. Șarpele s-a luptat cu biologii timp de 20 de minute înainte să fie supusă, au spus aceștia miercuri. Pitonii au devenit specie invazivă în Florida, neavând mari prădători și câștigând în competiția cu speciile autohtone. Șerpii au fost găsiți în mod periodic în acest stat american, având în vedere că proprietarii de animale au eliberat sau au permis pitonilor ținuți ca animale de casă să scape în urmă cu mai mulți ani. Multe astfel de specimene au început să prospere în climatul subtropical al Floridei. Femela cu dimensiuni record ucisă de cercetătorii de la organizația din Florida era la fel de lungă cât înălțimea unei girafe, potrivit biologului Jan Bartoszek. Șarpele se tăra prin regiunea unile umede împădurite, atunci când biologii l-au găsit folosind un piton mascul numit Dionisus, care a fost echipat cu un radiotransmițător. Femela era gestantă cu un număr uimitor de 122 de ouă. Cel mai mare mascul găsit vreodată avea aproape 5 metri și 63,5 kg. Este estimat că avea până la 20 de ani când a fost prinsă. Cercetătorii vânează pitoni în Florida de mai mult de 10 ani, încercând să protejeze specii autohtone din ecosistemul regiunii. Florida are și o competiție anuală care cere publicului să ajute la găsirea pitonilor. Concursul se desfășoară de pe data de 5 până pe 14 august și este estimat că va atrage aproape 600 de participanți din 25 de state diferite, relatează Digi24.ro.